Perchezițiile au avut loc în comuna Sălătrucu, unde cei vizați sunt administratori la două societăți care se ocupau cu tăierea și comercializarea materialului lemnos. Se pare că aceștia nu au înregistrat în evidențele contabile operațiuni comerciale derulate cu material lemnos și veniturile realizate, creând un prejudiciu estimat până în prezent la 50.000 de lei. Cei patru sunt cercetați pentru tăiere și sustragere fără drept de material lemnos de la ocoalele silvice din comuna Sălătrucu. Suspecții au fost duși la sediul IPJ Argeș și la parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș pentru audieri, urmând să se pronunțe soluția legală cu toți în stare de libertate.